Scenariul de toamnă este simplu. Absolventii de liceu care au ratat examenul de bacalaureat în prima sesiune își experimentează din nou norocul. Și de această dată au existat candidați care au încercat să fraudeze examenul de bacalaureat. Pentru mulți liceeni, subiectele din sesiunea de toamnă au fost mai grele decât se așteptau. La mine, la fizică, mi s-a părut greu. Cât crezi că o să iei? Nu știu, cred că iau peste 5. A fost foarte greu. Afișarea rezultatelor la centrele de examen pentru unii a fost binevenită. Am luat. Alții, din păcate, nu au putut să își maximizeze șansele de promovare. Dezastru. N-am făcut nimic. Da, foarte greu. Asta e. Poate în a treia sesiune va fi altceva. La română 5 am luat, la mate 6 și la biologie 4. Da, mă așteptam, că nu am scris absolut nimic. Soluționarea contestațiilor este programată în zilele de 3 și 4 septembrie. Rezultatele finale vor fi făcute publice joi 5 septembrie.